9 august 2024, da? Gabriel Burkina cu voi de față. Okay. Acesta este al 33-lea eveniment. Cu ocazia acestui al 33-lea eveniment și faptul că este 9 august, este ziua internațională a iubitorilor de cafe. Nu știu dacă știți acest lucru, poate toată pentru prima oară. Și mă bucur așa față că pentru prima oară și dacă știați poate acest lucru de destul de mult timp. Sunt un transcriitor de 24 de ani. Am ajuns aici, tocmai din Focșani, Franța. Un traseu destul de complicat, pentru că am avut cursă de la Focșani la Mărășești, am făcut o pauză de o oră și după am ajuns către Mărășești. Așa este sistemul de circulație din România, pe trenul cel puțin. Bun. Vreau să intrăm în subiecte scurte, cu impact, vreau să fie foarte concise și la subiect. Adică nu vreau să vă rețin timpul și nici vreau să vă iau din acțiunile pe care vreți să le faceți astăzi, că tot este final de săptămână, în sfârșit. Vreau să fie pe 4 segmente acest moment, vreau să fie o descriere personală, vreau să fie și o îndetaliere asupra romanului pentru dragoste, fiind primul dintr-o trilogie romantică, vreau să fie și despre un Q&A în care puteți să puneți întrebările pe orice temă, dar în speță pe cele literare de dezvoltare personală și despre evoluție, căci cu asta mă ocup, o formă de antreprenoriat până la urmă, e un sketching cumva in the wall, zgârie efectiv peretele pe această temă, dar cred că o fac cu foarte multă pasiune, cu foarte mult optimism. În sfârșit. Și vreau să fie și un moment legat de ceea ce presupune să fii scriitor. Să scrii, să publici, să intri în contact cu editurile sau tipografiile și să reușești. Adică să fie și fapte concrete. Pentru că este inutil doar să vorbim și să nu avem fapte pe această temă. Cel puțin pe această temă. Bun. Cred că o să încep mai întâi cu ceva negativ, ca după să transform ceva pozitiv, și anume faptul că, statistic vorbind, nu pentru că spun eu acest lucru, ci pentru că este la nivel statistic, România, deci această țară, este pe ultimul loc la nivel de Uniunea Europeană, la nivel de consum de carte. Deci pe întreaga Uniune suntem cei mai puțini consumatori de carte, ceea ce este culme, exact ce vreau cu dumneavoastră, cu doamna din cadrul asociației, căci aveți sprijinul asociației Onestin, de care se mândru în acest moment. Ceea ce vorbeam anterior este că este culmea. Sunt foarte mulți români care sunt concentrați poate în țări cu un nivel al educației și al dezvoltării mult mai mare față de România. De exemplu, Olanda, Belgia, Norvegia, Finlanda, Suedia, care au ajuns să consume cărți, să le cumpere efectiv și să susțină acest fond, această temă, acest subiect, cu un prag, un nivel mult mai mare față de cei din România. Nu zic că, spre exemplu, cei care scriu în România, spre publică sau cei care cumpără din România n-ar avea valoare pe această temă, dar este un nivel mult mai scăzut. Pentru că o bună parte de educație este strict legată de ceea ce citim. Cu cât nivelul intelectual este mărit, este evident că și nivelul cititului efectiv este crescut, este unul ridicat, este unul mărit. Bun. Indiferent de tema pe care o abordează individul respectiv, fiecare 12 sau 90, creștește filozofie sau cum să montezi o chiuvetă, indiferent de subiect, nivelul educațional crește, pentru că există și este vorba, până la urmă, de diversitate, de creativitate și de, a fi poli, de a fi deschis, de a privi la o perspectivă, la un cadru mult mai larg, mult mai pe subiect, în sfârșit. Sunt un tânăr de 24 de ani, în paralel și pictez și desenez și scriu și cânt la pian, la vioară și la chitară, dar focusul meu este pe pian, pentru că acolo mă simt maximum de atras și să pot să dau acel 120%, nu 100%, ci 120%, fie că mi-este silă sau sunt obosit, fie că mi-este lene sau este miercuri 2033, indiferent, știu că pot să dau maximum de randament. În sfârșit. Urmează foarte curând să public un alt roman de dragoste, se numește Salva Maru din Sisi, printr-o altă serie de dragoste, cum fac ca un spin-off pentru acesta, pentru Latin Safir și acești lucruri prezentare. Cam așa arată și este un roman de dragoste care a ajuns în peste 11 județe din România, prin evenimente de profil, dar și peste 9 țări din Europa. A ajuns în Italia, în Belgia, în Olanda, în Danemarca, în Germania, a ajuns în Spania, în Anglia, în sfârșit. Deci în multe locații în care sunt oameni concentrați, sunt oameni care trăiesc acolo efectiv, pentru că poate s-au săturat de nivelul de educație precar și nivelul financiar din această țară și s-au mutat efectiv și n-au vrut să mai rămână în această țară. Poate ulterior să se întoarcă, sperăm, ne dorim. Bun. Vreau să intrăm și pe această temă legată de roman, ce presupune și pe ce teme intră efectiv, pe ce teme abordează până la urmă și cu ce se ocupă, de ce este scris și publicat, de ce are sute de exemplare oferite atâtor și atâtor români, fie că au 14 ani sau 90 de ani sau în sfârșit, fie că sunt, nu știu, profesori, învățători, scriitori, indiferent. Bun.
startul, premisa acestui roman, el în sine a fost scris pe baza faptului că participam la nivel de voluntar, deci cam ceea ce se întâmplă și aici în acest context, în cadrul târgului de carte din Focșani, Francia, organizată de Biblioteca Județeană al acelui oraș, același oraș. Bun. Și pentru că de când deja 3-4 zile, de când eram voluntar, de când trecuseră zilele respective și vedeam că nivelul lor de implicare, atât al voluntarilor care erau prezenți, cât și a zecilor de poeți, noveliști, scriitori de toate domeniile, critici de artă, de cultură, în sfârșit, câtă varietate era și câtă diversitate pe această temă și cât de mult se implicau, adică creau sentimentul și valoare concretă că în sine cartea chiar are și deține este, în sfârșit, este instrumentul prin care nivelul de educație crește foarte concret pe baza unei fapte, pentru că este mult prea des folosit cuvântul și acțiunea este lăsată pe urmă, să fie prioritar cuvântul, să fie doar vorbă și acțiunea să fie pe locul secundar, pe locul 2 sau 3, 4 eventual. Bun, pentru că intervine și lenea, sila, obișnuința, confortul și așa mai departe. Ok. Repet, legat de start, și anume că în acest roman de dragoste se pune foarte mult focusul și este concentrat foarte mult pe dialog. Pentru că, cel puțin perspectiva mea, poți să cunoști o persoană cel puțin și în mare parte chiar pe baza felului în care se exprimă. Dacă există un nivel precoce, slab, lipsit de acel lipic, acea atracție în momentul în care vorbește și discută cu tine și n-are răbdare și nici te ascultă și e păcat. E păcat, adică și sub ideea în care nici nu poți să faci foarte multe cu acea persoană, pentru că nivelul intelectual este unul restrâns, este efectiv individual, este particular, este mult prea mic, și la nivelul de expansiune personală, pentru că și dacă rămâne așa ceva, în acel gen de confort, din nou și din nou și din nou, și nu prea să-și depășească condiția, pierzi, efectiv pierzi și timp și resurse și bani, tot încercând poate să stimulezi acea persoană să crească, să o ambiționezi, să-și descopere voința, să... Că eu, de exemplu, pot să încerc pentru un individ oarecare, fiecare 12 sau, indiferent de vârstă, fie este senior, care are 30 de facultăți în spate, că nu știu, lucrează la NASA, indiferent. Dacă eu încerc repetate rânduri să ambiționez poate acea persoană, fie că este pe o temă emoțională, să crească emoțional, fie că este pe o temă psihologică, să-și mărească legat de varietatea, poate, a perspectivelor umane. Și acea persoană nu-și dorește din nou și din nou, ne pierdem. Pur și simplu ne pierdem vremea. Mai bine să plecăm și să rămânem separați poate de acea persoană și să întâlnim oameni care chiar vor să facă ceva cu noi, crescând, efectiv crescând, punându-și ambiții la încercare și încercând zi de zi. Pentru că nu există, din punctul meu de vedere, să nu existe zi norocoasă, zi cu valoare, zi cu impact, zi cu dedicare concretă. Nu poți să pierzi o zi care să nu fie norocoasă dacă tu știi clar că, implicându-te zilnic, poți să dai dovadă prin ceea ce faci. Și cam asta este și în cazul meu, în perspectiva mea. Am renunțat la tot ca să pot scrie acest roman de dragoste. Și următorul chiar. Am renunțat la tot, orice mă puteți gândi. Fie că este vorba de înghețată, că aveam, de exemplu, o pasiune destul de mare de înghețată, poate chiar și iarna, se întâmpla momentul în care să mănânc și iarna înghețată și nu este ok, nu puteți să răciți. Sau, nu știu, de a fi silă și renunțam la silă, efectiv. Mă obligam, poate, îmi puneam ambiția la încercare să delimitez între silă și pasiunea pe care o am, între lene și confortul de moment, între bucuria particulară, individuală și bucuria pe care poți să oferă atâtor și atâtor oameni, prin perspectiva unei cărți scrise, prin perspectiva unei picturi realizate, prin perspectiva unui moment la pian, poate care cânta cuiva din dragoste, din apreciere, din ambiția propriu-zisă. Bun. Adică am vrut să separ între particularitate, individualitate și totalitate. Pentru că viața asta nu este legată doar de ceea ce face individul propriu-zis, printr-o formă de egoism, că doar de mine pasă și cam aia. Nu, mai sunt încă 8 miliarde și pe această planetă. Clar, mai sunt mulți oameni decât ne putem poate gândi. În Singapore, în Chile, în Taiwan, în, nu știu, în Bihor, pe oriunde. Există o varietate uriașă de oameni. Dar felul în care noi acționăm este strict legat de alegerile pe care le avem. Că sunt decizii de moment în care poate ne bucurăm sau vrem să bucurăm pe cineva cu ceva acum, că este ora, nu știu, 4:20 și că vă pot transmite pe această temă, teme și subiecte care au valoare, nu doar acum, poate chiar și într-o anumită continuitate, dar și pe un anumit viitor, adică, de exemplu, de a construi o relație, de a avea o familie, de a avea continuitate pe baza unui copil. Și sensul omului, până la urmă, este legat de continuitatea propriei rase, propriei specii, până la urmă. Ok. Sunt emoționat, fie că sunteți 20 sau 200 oameni, sunt emoționat. Am fost de destul de multe ori și în facultăți, și în școli, și în licee, și în biblioteci, și în centre culturale, și în galerii de artă. Și acest lucru nu le menționez sub premisa că e o formă de laudă sau de mândrie. Bine, este o formă de mândrie până la urmă, dar este și sub premisa că, indiferent de mediul în care m-am raportat și unde am vorbit, a fost între oamenii care, sau cel puțin în mare parte, își doreau să evolueze.
își doresc să evolueze, își doresc să crească și să depășească condiția, să creadă în propriul sine, să se ambiționeze, să-și pună voință la încercare și acea ambiție să fie construită și construibilă. Pentru că sunt foarte multe momente în care renunțăm. Foarte multe momente în care renunțăm. Este atât de ușor, ne punem un pat, pe eventual luăm și ceva chipsuri, Netflix-ul este pornit, sau Disney Plus sau orice și gata, asta este prezentul, aia contează. Și este mare păcat, pentru că nivelul nostru de... de vizibilitatea asupra ceea ce ne uităm până la urmă, randamentul pe care îl avem, ambiția, puterea, voința, toate scad. Toate scad, pentru că ne deconectăm cumva, ne uităm de tot și de toate pe faptul că efectiv suntem omul în sine, cred că este omul în sine, conectat la o priză constantă. Și rămâne conectat la o priză dacă există acea pasiune interioară. Fie că se manifestă poate prin ceea ce fac sau scriu sau ceea ce se întâmplă efectiv în roman, fie că este pe baza a fi, nu știu, în industria hotelieră și vrei să fii un recepționer de taie mondială, să fie ceva excepțional, până la urmă este exact propria alegere și propria acțiune pe care o faci, cu ceea ce te întreprinde până la urmă, indiferent de contextul în care se află. Okay. Ce pot să mai menționez este că este un prim volum dintr-o trilogie de dragoste, o să apară și volumul 2 și volumul 3, dar toate acestea cer timp. Toate lucrurile din jurul nostru cer timp. Nu este ceva la care să ne putem raporta să fie realizat, da, să fie așa doar dintr-un blink of an eye, doar să clipim și să se realizeze. Nu. Orice instituție pe care vrem să o finanțăm sau să o ajutăm, să o înființăm eventual, orice demers, orice temă, fie că este ceva legat de social, de umanitar, să sprijinim poate o cauză, există poate o cunoștință pe care o avem că suferă de probleme cu tiroida și sunt achiziții foarte scumpe legate de operație sau de medicamente sau toate acestea cer timp pentru a procura resursele, pentru a folosi banii pe repararea sau în sfârșit. Foarte mulți oameni nu realizează potențialul pe care îl au pentru că cei mai mulți nu și-l-au descoperit. Cei mai mulți, am dat o grămadă de oameni care nu și-au descoperit potențialul. Și pentru mine este o bucurie totuși să ai 24 de ani și să descoperi potențialul și să poți să-l dai și altora, să poți să-l deblochezi chiar, să fie un trigger măcar pentru acea persoană, este ceva fantastic pentru mine. Pentru că nu mă vedeam în această ipostază poate până să fie publicat acest roman. În perioada în care scriam, de exemplu, mă simțeam bucuros de faptul că scriam acest roman. Dar după, ulterior, tot comunicând cu diverse școli, licee, biblioteci, centre culturale, galerii de artă, asociații, fundații, ONG-uri, care nu doar că visau și sperau, ci și acționau pe aceste teme înspre a stabili care sunt punctele de start, având un plan, un coeficient de creștere a nivelului implicării omului pe la urmă societate. Pentru că omul, implicându-se, pierde. Indiferent de circunstanța în care se află. Eu vreau să vorbim acum și despre vise și visuri, vreau să facem o separare între termenul propriu zis, ce înseamnă vise și chiar și visuri, vreau să vă întreb pe toți dacă se poate ce visuri aveți, spre exemplu, și este o întrebare foarte bună, pentru că de acolo se vede nivelul de atracție a acelei persoane. Pentru că, de exemplu, dacă eu visez să mă scriu încă o carte și să o public și încă o carte și așa mai departe, nu este vorba doar legat de randamentul pe care pot să-l dau pentru scrierea propriu zis a acelui roman, ci și de visul pe care l-am și cum mă construiesc în acea perioadă. Și revenim la timp. Altă temă legată de timp, în afara faptului că se raportează la realitatea efectivă pe care o trăim, ci și la realitatea acestui roman, este că, din punctul meu de vedere, timpul potrivit sau timpul potrivit pentru X, fie că este o acțiune sau să facem ceva, indiferent de context, nu există. Nu există. Eu cred, de exemplu, că acea perioadă de acel time frame, până la urmă, de a munci de la 9 la 5, fie că ești într-o corporație, în construcții, să văruiești, să fii zugrav, nu contează, mi se pare o mare porcărie, o mare pierdere de timp, pentru că cei mai mulți din perioada noastră își pierd timpul pe a munci efectiv pe așa ceva și după ce salariile sunt mici, în loc să se construiască, să-și dea poate un an, 2, 3, 5, 10, nu contează, și să fie la nivel educațional, cultural, transmisie poate de informații, încurajări și altora, net superior, adică depășindu-și toate posibilitățile pe care le are și ținele și individul. Pentru că dacă, de exemplu, vrem să avem performanță într-un sport anume sau dintr-o anumită categorie artistică sau trebuie să avem randament pe teme respective și să avem un plan clar și bine definit, construit și cu precizie ales. Pentru că este mult mai bine să vezi în totalitate ceea ce vrei să faci, să-ți faci un plan concret, fie că este 1 ianuarie 2025, că mai e jumătate de an, mai puțin de jumătate de an și așa este gata anul acesta. Atât de rapid poate să treacă timpul respectiv. De aia nu trebuie, de exemplu, că timpul potrivit ar exista pentru cineva, cel puțin pe aceste teme. Dacă ne referim, de exemplu, la timp potrivit pentru persoane de 12 ani și, nu știu, să se vehiculeze idei greșite despre viață, la vârsta așa de mică, clar, este greșit.
Este bine că este greșit. Dar mai bine să fie lucrurile făcute sistematic și schematic, progresiv și legat de potențial, constant, să se ofere această bucurie, pentru că potențialul uman este o bucurie enormă, imensă. Animalul, din punctul meu de vedere, n-are potențial. Animalul, din punctul meu de vedere, are instinct. Are acel trigger interior care este strict legat de propriul genetic. Dar potențialul este, cel puțin pentru om, este legat de tot ce poate să facă. Absolut tot, fie că este o acțiune, fie că este o călătorie, fie că este un vis, o întreprindere, o bucurie pe care poți să oferi ceva, o emoție, o stare, orice, este nelimitat. Și este infinit, este pur și simplu infinit. Ok, vreau să vă mulțumesc, face și mică pauză. Chiar vreau să vă mulțumesc pentru prezență. Hai să aplaudăm! Vreau să menționez și faptul, și cu această ocazie, faptul că în roman am pus foarte mult focusul pe anumite creații pianistice, pe anumiți pianiști care au cântat superb, fie că sunt contemporani actuali, fie că sunt în secolul XIX. Spre exemplu, vreau să menționez pe Franz Liszt, primul cel mai mare pianist al întregii Europe. El, de exemplu, a fost atât de atras de așa ceva și a vrut să ajute atât de mulți oameni, toți banii pe care îi câștiga, cea mai mare parte în banii pe care a câștigat, fie că avea poate un concept de cameră, fie că se raporta la 10.000 de oameni, cea mai mare din banii a donat școlilor, instituțiilor, facultăților, unde educația era focusul principal, era concentrația maximă asupra ce omul poate să facă dacă există sprijin, dacă există resurse. Și resursa poate să fie de altul roman, poate să fie financiară, poate să fie economică, poate să fie printr-un simplu gând, printr-un simplu gest. Și asta contează foarte mult. Este un roman care se raportează la 200 de pagini, este ușor de citit, nu are neologisme, am 10 de recenzii pe site, am intrat și un website cu această ocazie. Se poate vedea și pe ce vedeți aici, am creat un mic, deci ceva schematic legat de Instagram, site și TikTok. M-am băgat și pe TikTok destul de curând. Am la 20-30 clipuri maximum și acolo am văzut, de exemplu, că rata de vizionare, spre exemplu, că vă zic pe tema asta, rata de vizionare a unui clip este foarte scăzută. O secundă, maxim două. Deci gândiți-vă la ce nivel de time span, la ce nivel de attention span chiar. Se poate raporta un copil de 12 ani sau de 20 de ani, un tânăr sau un om mai vârstă pe aceste rețele. Pentru că scrollăm. Și în afară faptul că timpul respectiv este foarte scurt, totuși pierdem foarte mult timp când intrăm pe așa ceva. Pentru că sunt multe ocazii în care și eu intru, mă amăgesc, mă păcălesc și stau la vreo 2-3 ore și am pierdut vremea. Și mi se pare o mare pierdere de timp, de pierdere. Nu știu, e fatal ce se întâmplă în general pe social media, pentru că foarte multe resurse sunt consumate de persoana respectivă, nu știu. Energia pe care am putea să oferim altora, atenția, gesturile, să stăm cu familia, să ne fructificăm potențialul pe care le avem. Toate lucrurile astea se pierd pentru că ce vedem poate aici vine, aici pentru a mă putea găsi, pentru a avea o conexiune pe această temă, pe cam către asta și de asta l-am și menționat. Bun. Ce putem să mai adăugăm? Vreau să fie și un Q&A, vreau să puneți și întrebări, vreau să fie ceva, v-am zis, e 4:30, vreau să fie concis, să las subiect și să vă și ajut pe cât de mult pot. Oricum vreau să mai revin dacă se poate, vreau să fie dacă se poate sala asta full de oameni, să ne existe, să stea pe jos eventual de cât de mulți să fie prezenți, pentru că nivelul educațional din România mi se pare foarte scăzut, mai ales din cauza faptului că manualele propriu-zise prezente din sistemul educațional, fie că este la liceu, școli, mi se pare vechite sau nu mai sunt contemporane, dacă nu chiar moderne, și focusul este puțin îndreptat sau prea slab îndreptat către carte față de, și bineînțeles de acționa, față de ceea ce se predă în prezent. Mi se pare că, de exemplu, educația tehnologică, chiar dacă nu are poate de legătură cu acest roman, mi se pare mare pierdere de vreme. Adică, de exemplu, ne învață despre ce sunt arepateuri sau cum să schimbi un bec sau ai lucruri atât de banale și, nu știu, în sfârșit, am dat un exemplu comic, să spun. În sfârșit. Educația personală e atât de importantă. Să se aduci propriul sine este atât de important, atât de important. Nu pe faza faptului că ar fi ceva de o aroganță, de că ești egoist, că vrei să te educi, că îl lași pe celălalt ca tu să poți să înveți. Pentru că din punctul meu de vedere, pentru a putea să apreciezi pe altcineva, ca să poți să văd valoarea din altcineva, trebuie să văd în primul rând valoarea mea. În primul și în primul valoarea mea, dacă eu nu cunosc valoarea, dacă nu cunosc ce direcția pentru propria persoană, dacă eu nu știu potențialul pe care l-am, voința pe care o dețin, ambiția pe care pot să o construiesc, n-am cum să dau ambiția cuiva. Este imposibil.
Este absolut imposibil. N-am cum să dau startul către altcineva, n-am cum să pornesc mai multe temă, mai multe conversație poate. Că, de exemplu, de la un bărbat, când avem o conversație cu el, nu un băiat neapărat, ci un bărbat, când avem o conversație cu el și ne place, vrem să vedem cât de deschis este, de exemplu, și cât de multivalent poate. Și, de exemplu, vorbim, nu știu, despre paste și peste 10 minute vorbim despre Leonardo DiCaprio și peste 2 secunde vorbim despre la ce muzeu poate putem să vizităm. Sau această diversitate, această totalitate asupra gesturilor și comportamentului și atenție pe care ne poate oferi. Cam pe asta se bazează. Am inclus, de exemplu, că vreau să-i atrag și atenția legată de roman, am inclus și un moment de vals. Un moment în care personajele principale se focusează foarte mult pe emoții pe care poate să o trăiască ele efective. Erau în mijlocul nopții, ora 3 dimineața, se concentra foarte mult pe sunetul pe care le aveau pe fundal, pe atracția pe care le aveau amândoi, adică una este, de exemplu, că mie poate îmi place pictura și o altă persoană din fața mea îmi place și ei pictura, nu știu, știu cum povestesc despre Van Gogh sau alții pictori de renume mondial, poate, în sfârșit. Cam asta contează. Cam către asta vreau să vă direcționez și ambiționez. Vă mulțumesc! Dacă se poate, vreau să vă întreb personal, dacă vreau să fiți efectiv vocal pe această temă și fiecare în parte, dacă, cel puțin eu să încerc să definez de la început, ideea de vise și visuri. Visele, deci visul propriu zis, este ceea ce visăm pe timp de noapte, în general când dormim noaptea, dacă dormim și ziua este ok, dacă mai avem o voseală în paralel, și visurile pe care le putem avea sunt cele care sunt construite sau construibile, sau și chiar construibile. Bun. Și vreau să încep fie de sus, că voi vezi că sunteți foarte vocal și îmi place treaba asta, și eventual coborul. Deci, tu, de exemplu, ce visai? Poți să fie pe orice temă, nu mă deranjez. Bine, să se audă și către ei, poate. Ce visai? Ce visai? Da. Poate să fie legat de viitorul la liceu, poate să fie, nu știu, să căutești în altă țară, poate vrei să te gândești ceva anume, orice. Ok, mai te-ai întrebat? Ok. Ok, vrei să cânti la un instrument muzical din rock, să înțeleg. Deci, o chitară, poate? Ok, deci vrei să... Ok. Îți dau eu bani și îți cumpri chitară. Vezi cât mă contează resursa? Resursa contează. În cazul tău contează foarte mult resursa. Pentru că acum poate, de exemplu, nu deții resursele pentru a cumpăra instrumentul muzical, nu? Presupun, în caz ipotetic. Da. Ok. Ok. Cât ambiții ți-ai pune, de exemplu, ca să poți să cânti la chitară? Foarte mult. Super. Deci eu răspuns foarte mult. Tu, de exemplu, ce vis ai? Bă, am avut un vis. Să fiu informator. Ce să informator? Pe ce temă? Pe, nu știu, pe tehnologie, cum să-l fice. Ok. Adică să te ții informațiile pe tema hardware, software. Da. Care din ele? Care? Pe programe, de exemplu, sau pe piesă? Da, program. Ok. Da. Ce fel de program? Hai să facem un pic de conversație. De exemplu, okay. Excel, PowerPoint. Deci Market Office. Da. Foarte tare. În ideea în care vrei să știi informațiile de și după să le duci pe alții, poate să fie copii, de exemplu, 12 ani. O condiție să nu greșească, asta e problema. Ok, deci ți-e frică ca ei de faptul că ei ar putea greși? Poftim? Ți-e frică de faptul că ei ar putea greși când operează aplicația respectivă sau despre de fapt? Nu chestia asta, e faptul ca să nu... să rămâi pe loc și să nu... Să stagneze. Stai, să încerc să... nu zic ce. Să fie pe fază. Ok. Super. Crezi în visul ăsta? Crezi că se poate realiza? Da. Bun. Deci avem două persoane care cred în visul ăla. Super. Dumneavoastră, ce vis aveți? Indiferent de visul pe care aveți. Să plătești pe cineva, să aveți grijă, să zâmbiți, să orice. Visul poate să fie orice. Visul este să poți să ne desfacem. Ok. Deci, ok. Încă nu v-ați găsit sau ați găsit deja și o protejat sau cum e? Ce? Ați răspuns exact cum a răspuns dânsul anterior. Sunteți într-o căutare, mă gândesc. Sau deja am oameni? M-am găsit-o, da. Super. Deci sunteți așa cu palajul, cu scutul, cu... Okay, înțeleg. Super. Ok. Avem trei visători. Super. Tu, domnișoară, ce visi? Să te fii cu afeză. Să te fii cu afeză. Ce? Foarte bine. Dar e de aplauze. Este un vis de 300 cuvinte să fiu coafez. Deci foarte precis. N-a stat și s-a gândit că cu părul, nu știu ce. Nu, foarte precis, foarte la subiect. Super tare. Dar asta ce vis aveți?
Dacă nu deja îl trăiți, că cred că îl trăiți, mă gândesc. Ce să fie, nu neapărat. Dar este ce să impactez cât mai mult tine, pentru că scoș el de efectele negative pe care le produc blogurile, social media, tot felul de vicii. Și îmi doresc să, în următorii ani, să pot să am un centru de reabilitare în care să implic tineri din diverse culturi, deja o fac, și cu un personal specializat să existe o formă de ajutor pentru toți tinerii care vin din urmă și au anxietăți de ce mai mari. Deci se vede că dumneavoastră gândiți nu doar pe scară locală, de exemplu, la nivel de Onești, că ceea ce faceți deja se și întâmplă, ci vedeți poate la scară mult mai mare, mult mai largă, vezi, de exemplu, un centru de care ați menționat și să aibă și valabilitate și vedeți, de exemplu, și multitudinea de probleme, că ați spus, de exemplu, de droguri, de social media, de XYZ. Bun, foarte frumos. Foarte frumos. Deci ați gândit la perspectivă foarte largă și extinsă cumva. Tu, de exemplu, ce vizi? Eu vreau să cred centru de energie nucleară care se în România. Deja mi-e frică. Susțin proiectilor 34 de acel navodă și apare minerea asta de nucleară de adăugă. Ai un vis mai mare decât al meu. Asta mă surprinde, bravo. Energia nucleară este ceva foarte complex, pentru că nu este vorba doar de studiu chimic, ci și de acționare pe acele teme, de protecție, de bază, de atâția ingineri de care poate o să ai nevoie, sau de oameni cu specialitate, din domeniu. Foarte tare. Crezi că acest vis se va realiza? Da, cred. La nivel de ce timp? La nivel de 5 ani, 10 ani, 15 ani? Chiar vreo 30 de ani. Deci gândești foarte departe, sub. Gândești mai departe decât mine și gândești ce e foarte departe, la o scară foarte largă. Ok, tu, de exemplu, ce ai visat? Visul meu, să mă culturalizez așa, nu este bine pe timp. Posibil, eu zic. Okay. Nu este ceva foarte definit cumva, adică vrei să vezi pe laturi diverse, poate să fie, de exemplu, muzică, poate să fie, de exemplu, scris, poate să fie, mă gândesc, nu? Sau pictură? Ok, super. Și tu, de exemplu, ce visat? Visul meu pot spune că nu este unul neapărat definit, deoarece vreau să activez în mai multe domenii, de exemplu, în IT, pe partea hardware. Deci avem 2 IT, super. Da, pe partea hardware mai mult și am decis să mă informez, să mă documentez și datorită acestei informări m-am decis ca în cadrul voluntariatului să fiu și formator, să le fac o oră de calculatoare copiilor, însă pot învăța ceva cu adevărat educativ, deoarece pot spune că tinerii din ziua de astăzi nu prea se informează cu privire și privire la aceste... Cel puțin pe tema asta. Da. Și pe lângă aceasta, mai sunt pasionat și de fotografie, aș dori să activez și de domeniul fotografiei, videografiei și totodată în domeniul psihologiei și dezvoltării personale. Ok, deci avem măcar un punct comun, cel puțin un punct comun, cu ultima aspectă. Deoarece mereu mi-a plăcut să interacționez cu persoane, să le ajut, să le ascult și să empatizez cu ele. Și datorită acestui fapt, mă dezvolt și pe mine însumi. E un win-win, exact, este un câștig dublu. Atât pentru propria persoană, cât și pentru cealaltă persoană. Că o asculți, că empatizezi, că poți să o sprijin, că învață ceva nou, că discută mult mai deschis, că este mai greu. Da. Devine extrovertit eventual. Da, sunt un fel de combinație dintre extrovertit și introvertit, dar da. Și pe plan personal, visul meu e, bineînțeles, un vis clasic, precum cred că toată lumea își dorește o familie fericită, copii și o carieră care să câștige, atât să te facă să câștigi atât personal, cât și profesional, cât și financiar, profesional, vorbim. Înțeleg. Deci ai are foarte extinsă. Fie că este de a sprijini pe altcineva pe teme software, da, sau hardware, chiar pe cum ai menționat, fie că este pe plan psihologic, că vrei să asculti, empatizezi cu acea persoană. Deci să vedeți cât de diversă este lumea, până la urmă, că toți suntem oameni, adică fie că avem, eu de exemplu am două rațe, dar și dânsul la fel. Fie că activăm poate pe acea teme sau urmează, să activăm cât de diversă și cât de variată e perspectiva umană. Când am despre asta am fost,
dacă putem să facem și un Q&A, adică question and answer, întrebare și răspuns, fie legat de roman, fie legat de mine, cu drag, dar vă stau la dispoziție și cam asta a fost. Pot să controlez acest moment. Dacă aveți întrebări, cu drag vă spun. Te ascult. La urmă, despre ce e romanul? Întrebarea foarte bună. Sine începe pe faptul că un personaj principal se desparte de un alt personaj principal, un bărbat de o femeie, după 6 luni de când copilul lor se născuse. Și pentru că era, de exemplu, stabilit în mod normal în Mexic, dar a plecat în Norvegia pentru niște analize și ca să poată să nască acel copil, acea femeie să poată să nască, și pe bază unor certuri că nu s-a mai înțeles, nu mai aveau niciun legătură atât de apropiată și așa mai departe, s-au despărțit. Efectiv, split up. Timp de 6 luni au trăit unul în Norvegia, deci în vestul, în nordul Europei, pardon, și unul în America de Sud. În Mexic, America Centrală, pardon. În sfârșit, Centrală. Ai țes pe, asta contează. Evoluând, pentru că personajul principal care se despărțește de cealaltă persoană, având un BFF, un best friend, o persoană atât de apropiată de el și ambiționându-l să își recapete, să își câștige chiar relația pe care o avea, evoluează, adică ei parcurg un traseu destul de lung, în afară faptul că pleacă cu mașina pentru a călători din capătul Mexicului, din vestul Mexicului către estul Europei, către nordul eventual, în sfârșit, adică direcția pe care o aveau ei, pentru că se întâlnesc cu tot felul de personaje și evoluează și pe baza faptului că văd atâtea perspective asupra comportamentului și pe cine pot să ajute, empatia pe care o câștigă, structura societății și mai departe. Ulterior, acel personaj principal, cel mai bun prieten cum ar veni, întrece și el pe cineva. Adică, în acest roman, de exemplu, este vorba și de Alfa și Omega, început și sfârșit, cum interpretăm și cum înțelegem startul unei relații pe care putem avea cu cineva, fie că este prietenie, relațional, de căsătorie, eventual, la de consurat, în sfârșit, dar și de legăturile pe care putem avea cu altcineva, doar pe baza faptului că acționăm, că putem să bucurăm acea persoană. Printr-un simplu gest, că poate dăm o floare, într-o la fir, fie că zâmbim pentru cineva, acel impact pe care poate să le aibă către sine. Și pe plan psihologic, pe tema asta, și pe cel filozofic, adică prin discuțiile pe care le pot avea, și prin întrebările, și prin evoluția personală. Asta contează, din punctul meu de vedere. Ascult. Care este lecția sau dogma pe care o putem desprinde din acest roman, care are, are vreo aplicabilitate și în viața reală? Super, e o întrebare foarte bună. Cât de practică poate să fie până la urmă carte? Da, cât de practic. Asta fiind este lecția deschisă. Să fie un rezumat cumva în întrebări. Bun. Pentru mine este pe plan personal foarte mult, pentru că atunci când îmi citesc și recitesc cartea, pentru că au fost multe ocazii în care am citit și recitit cartea, am zâmbit, de exemplu, sau am plâns, sau am empatizat poate mai mult cu cel din jur, sau poate pentru tine, de exemplu, o să aibă efect și o să aibă impact chiar în momentul de față. Pentru că poate în sinea ta se poate crea acel click, acel declic chiar, poate legat de vals. Poate acum, de exemplu, te atrage valsul, zic, sau tango, sau în sfârșit, dansurile de genul de profil. Dar poate pentru că înțelegi esența momentului și pentru care atâta impact și valoare acel moment al lor, al personajului din poveste, o să poate să restansezi acel dans, în dansul respectiv cu cineva drag, sau poate cunoști pe cineva dacă mergi la un cursul de dans, înțelegi? Adică aplicabilitatea este foarte variată depinzând de cum vezi tu sau acea persoană care citește acel roman. Că poate, de exemplu, poate să fie cineva de, nu știu, 40 de ani, poate să fie o femeie și vede, de exemplu, câtă bucurie poate să fie de a avea un copil, poate chiar dacă este mai târziu, prin naștere, prin adopție, prin a avea grijă de cineva. Depinde foarte mult de persoană. Foarte mult. Eu văd, de exemplu, varietatea și totalitatea pe care o are romanul. Dar poate să fie și singularitatea, că poate mă bucur în momentul de vals. Sau în momentul în care discută pe teme filozofice, se întreabă cine sunt. Simplu, cine sunt eu? De ce sunt? Cum mă construiesc? Cum pot să reformez? Care sunt direcțiile pe care vreau să le parcurg? Și unde mă întreb până la urmă? Asta contează. Dacă avem așa de întrebări? Asta mai reuși să publici cartea. Am avut, de exemplu, că și asta contează foarte mult dimensional, am avut la vreo 60-70 de mail-uri la total trimise către editurile care activează actualmente în România. Asta fiind la început de 2023, prin ianuarie-februarie, în sfârșit. O parte bună din ele, la vreo 35-40 de mail-uri, în afară faptului că dintre ele n-au fost citite, a fost o parte care a fost refuzată. Deci m-am întâlnit și cu, să zicem, o formă de eșec cumva, sau cel puțin un refuz, cel puțin o non-acceptare.
Bun. Dar a fost și o parte bună dintre ele. Chiar editura Beseră, dacă o știți, din Moldova, am discutat cu directorul de editură și este un lucru de menționat favorabil chiar, m-a invitat, mi-a zis că cât de bine scriu și cât de intensitate acest roman și cât de mult pun preț pe dialog, pe cuvinte, pe exprimare, pe acțiune. În sfârșit, sunt foarte mulți oameni care pot să vă recunoască valoarea dacă este mediul potrivit pentru așa ceva. Pentru că, de exemplu, acest roman de dragoste nu poate să fie expus sau nu și are rostul într-o bucătărie. Nu merge într-o bucătărie, într-o bucătărie mâncăm. Într-o bibliotecă, de exemplu, într-o centru cultural, într-o galerie de artă, este mai mult decât perfect, mai mult decât dorită. Culme, mai mult decât ca perfectă. Este o formă a timpului, în sfârșit. Deci cam ce paritate poate să există. Bun. Sunt foarte multe ocazii în care, de exemplu, au fost oameni care închideau poate apelul sau au fost alții care mi-au zis da, hai să facem eveniment, văd valoarea pe care o ai, ceea ce poți să transmiți altora. Deci contează foarte mult și în nivelul persoanei care discuți, în afară de mediul, evident că și mediul contează, dar și nivelul persoanei care discuți, pentru că persoana care te încurajează, care te sprijină și ți-e alături, este mult mai important decât mediul în care poate să se află persoana care discuți și o te refuză. Foarte mult contează cât de deschisă este acea persoană, cât de înțeleaptă, cât de răbdare are cu tine. Ascultă. Ați spus că este un roman de dragoste. Știm în literatură că sunt multe forme de dragoste. Ce fel de dragoste? Este evident că nu includ pasaje erotice sau exagerate sau doamne ferește, pentru care sunt pur individuale, se trăiesc personal, sunt într-o altă categorie. Un roman de dragoste se pune foarte mult focusul pe dialog, adică felul în care putem vorbi cu cineva. Când vorbești sau când se vorbește cineva către altcineva cu dulceață, cu atenție, cu grijă, cu impactul este uriaș pentru sine. Uriaș, pentru că de foarte multe ori ne lovim de cuvinte fixe, da, domnule, bună ziua, la revedere. E prea fix, mi se pare foarte, foarte fix, foarte limitat cumva, direct sau indirect, propriu sau impropriu. Pe când cineva, de exemplu, care ne vorbește cu atenție, cu grijă, cu bucuria din suflet, pentru mine mi se pare ceva wow, ceva care mă bucură și mă fascinează la mult. Nu e că trăiesc poate starea pe baza ideii că acel lucru se întâmplă, ci pentru că acea persoană îmi oferă acel sentiment din propria atracție și din propria bucurie, din propriul sentiment, din propriul suflet pe care îl are. Atât de mare este diferența. Ai avut ocazia să cunoști iubirea sau este o idee inventată? Evident, am avut 3 relații, sper și pe a 4-a să fie cea cum mă rog. Toate au fost serioase, adică nu văd, de exemplu, rostul de a avea o legătură cu cineva, ca să nu se neapărat relație, dar cel puțin o legătură cu cineva de 2-3 zile sau 2-3 luni și la revedere. Nu văd rostul. Și în curciomul, și în păcălești, fur și timpul, și resursele, e păcat, pur și simplu păcat. Mai bine să fie o dată și sincer decât de 10 ori și prost. Și nesincer, ca să fie și legătură cu... M-a luat emoțiile, normal. Bun, dacă aveți și alte întrebări? Da, ai menționat că te simți prost din ce scrieai romanul. De ce? Cred. Mă simțeam obosit, poate. Cred. Prost nu neapărat. Mă plăcea că scriu romanul. Și pe al doilea pe care am scris, la fel. Am scris cu foarte multă pasiune. Te aștept să fie, poți să refăzi întrebările? Vreau să vă dau încă și câteva exemplare, să vedeți cum despre ce este vorba, cum vorbesc personajele. Deci pentru mine este un lucru prea imensă. Ai avut momente când ai simțit să renunți? Da, clar. Când? Pe baza faptului că aveam, de exemplu, un nivel de oboseală supraaccentuat. În ideea în care aveam, de exemplu, poate 8-10 ore de muncă, pentru că și lucram în perioada în care scriam acest roman, și după orele respective, pentru că lucram pe timp de zi, aveam între ora 8 și 16 sau 17 nivelul în care munceam perioadă la ceva firmă de contabilitate, țineam evidență la facturi sau ce mai făceam eu atunci. Ulterior m-am apucat de scris. De ce munca pe care scriam sau aveam de roții care scriam, în sfârșit. Renunțam pe baza faptului că, sau cel puțin momentul la care renunțam, pentru că era un nivel foarte mare de oboseală. Dar după citind și recitind, găsind esența din acest roman, vedeam câtă valoare poate să transmit și cât impact, cât esență poate să fie în acest roman de dragoste. Cred că așa pot zic foarte pe scurt. Să fie mai scurt și cu impact decât lung și boring sau plictisitor sau să n-aibă valoare. Sau... Pentru că sunt foarte multe lucruri făcute strict sub speță comercială, strict sub temă de a fi vandabil, de a se vinde și să n-aibă niciodată de esență.
nici una de esență, sunt foarte multe melodii în română. Mă scuzați că menționez eventual, bine, nu o să zic neapărat compozitori respectivi sau nu știu, cântăreții, dar nu au acea plic, cel puțin pentru mine, nu au acea esență. Și acea esență este legată de felul în care se gândă acea, nu știu, melodie sau interpretare, compoziție în sfârșit. Sunt foarte mulți, de exemplu, pianiști români care cântă super, dar ei sunt o altă temă, creează instrumental. Pe când, de exemplu, în limba română și limba română propusistă este o limbă foarte complexă, foarte dulce la exprimare. Mi se pare, de exemplu, a fi mult mai dulce decât limba franceză, chiar limba franceză este o limbă romanică până la urmă, în sfârșit. Sau, dacă ar fi să fac o comparație între limba română și limba germană, de exemplu, care este cu 3, 4, 5 cuvinte combinate foarte lungi, e diferența în cadrul acela la pământ. Și limba franceză, finlandeză, română? N-am înțeles. Limba română și finlandeză. Nordice cu cele... E o limbă foarte grea, la fel. Și olandeză mi se pare foarte grea. Dar olandeză, dacă nu greșesc, seamănă destul de mult cu germana, parcă. Și engleză, dar pentru că au avut o implicare, poate, anglosaxonii în acea perioadă, când s-a construit cumva. În sfârșit, facem și istoria acum, dacă... Titlul cărții, ce proporționalitate are cu conținutul? Foarte bună întrebare, adică în sine câtă legătură are titlul cu esența cărții și cu ceea ce se întâmplă efectiv. În sine, lacrimi de safir, această lacrimă combinată cu safirul, adică ideea de emoție sinceră prin lacrima propriu-zisă, poate să fie, de exemplu, și lacrimi de crocodil, da? Adică cineva să ne păcălească, să ne înșele, să fie un gest, să creeze acest sentiment de sinuasă și să empatizăm, poate. Pe când lacrima sinceră, terminată cu safirul. Safirul în sine este o piatră prețioasă, este o nestemată, chiar o valoare incomensurabilă. Dacă găsești un safir pur, de esență maximă, combinând puritatea emoției propriu-zise cu o valoare exterioară foarte mare, la o scară uriașă, acest mix, acest amestec până la urmă, creează esența cumva a romanului. Să combini sinele interior pe care îl ai, emoția propriu-zisă, cu ceea ce se întâmplă în sinele tău și tot ți-ai valoare. Cam către asta mă raportez, descriind poate acest titlu. Lăsăm, lăsăm. De ce o trilogie? Ok, altă întrebare bună. Și sub ideea de cunosc foarte bine ce se va întâmpla în volumul 2 și 3, cât și ideea de a ne da timp pentru a citi aceste carte, de exemplu, aceste cărți, acest volum 2, 3, în sfârșit. Pentru că sunt foarte multe ocazii în care nu ne dăm timp. Dăm timp poate mai mult pentru sau pe Netflix, la Disney Plus, să pierdem vremea, să vorbim inutil, să avem legătură cu oameni care nu ne ambiționează sub nicio formă, sau discuții cu erile, bârfă și așa mai departe. Bun. Pe când timpul propriu-zis ales de noi contează cel mai mult. Cel mai mult. Fie bine, petrecem cu cineva și chiar are valoare pentru noi și ne putem dezvolta și putem să creștem și dăm ambiție și altora, dar și sub ideea de să fie efectiv time well spent, să fie timp consumat cum trebuie, să aibă, nu știu, o valență pentru noi, să aibă ceva care să creeze un pic în sinul nostru și să ne deblocheze acel potențial de care vorbeam și vorbesc. Dar cum să luăm cartea sau să funcționăm? Se poate chestiona, ok. Și cu această ocazie, în sine este 50 de lei. Aveți și semn de carte și îl las să dau dedicație și autograful meu, pe care îl dau doar celor care mă susțin. Atât de special cum v-am vrea să creez acest moment. Dar pentru cei care, de exemplu, eram în Focșani, de exemplu, săptămâna trecută, sau în 2 săptămâni, dacă nu greșesc, locuiam acolo și aia a fost un moment. A fost, de exemplu, scriitoare din New York, și încă una din Canada, din Ontario, cum vreau să zic și locația exactă. Cea din New York era din Blue Lake City, Blue Lake Mountain, pardon. M-au contactat, prima persoană m-a găsit pe Instagram și alte persoane m-a găsit pe Facebook. Și a trimis fiecare către un exemplar și le-a scris o scrisoare specială pentru a susține respectivă. Adică atât de mult poate să fie impactul. Sunt oameni care sunt stabiliți în alte țări și încă vor să susțină pe cei care sunt în țară. Asta mi se pare foarte, foarte mare bucurie, că sunt multe cazuri în care luăm ușa într-un timp și gata, la revedere, România nu mai contează pentru mine și este mare păcat. Pentru că în spatele nostru mai sunt poate încă 18 milioane care sunt în România și contează. Fie că sunt copii care sunt cu dizabilități, fie că sunt copii care poate au nevoie de resurse, fie că sunt copii care au nevoie de educație, fie că sunt copii care au nevoie poate de o sală de sport, toate astea se construiesc pe bază educației și educației date prin lectură cel puțin. În cazul meu, dacă pot să fiu ceva nișat, să fiu pe o temă și să aibă valoare, și mai este altcineva care este nișat, este specializat pe ceva și are valoare, toate acestea se construiesc în totalitate. Nu vor mai fi într-o singularitate, într-o particularitate. Că cineva este bun pe ceva și cam atât. E mai bine să fii divers și să poți să crezi ceva și să ai un impact decât tot să stai să aștepți să apară, nu știu, să cadă bani din cer, să aștepți o oportunitate și așa mai departe.
Cam asta a fost. Vă mulțumesc. Bun. Cam.